seara, domnule Coritoru. Bună seara, domnul Cătălin. Ați condus până în 66 și ați plecat cu 0. E inexplicabil, supărarea este mare. Este inexplicabil cum după o repriză foarte bună să faci o a doua repriză execrabilă. Din punctul meu de vedere, a doua repriză nu meritam absolut nimic, dar absolut nimic. Chiar dacă și o poartă, dacă o mutam la jumătatea terenului, tot nu o găseam. Și nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce. Repet, poarta dacă era la jumătatea terenului, cum am jucat a doua repriză, tot nu ajungeam la ea. Asta este realitatea. Și nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce. După care primesc două goluri. Cum am mai primit? Deci nu e la prima abatere la mine. Nu știu, sincer, nu știu ce să fac. Nici nu știu ce să fac ca antrenor. Păcat că Edi venea după evoluții bune. Am luat un gol din parcare și o greșeală personală, nu știu, pot să-mi dau seama. Primul gol foarte frumos, o execuție, exact, cum am văzut tot într-un meci cu Steaua, dar de partea cealaltă, când eram mai copil și eu, și tu. Al doilea gol, o gafă voluntară a lui Pap, a fost extrem de nervos. Ce se întâmplă cu portarii dumneavoastră? Nu mai e la Cătă, în timpul jocului ei trebuie să singurii care pot lua decizii sunt ei. Noi la antrenament facem anumite lucruri, încercăm să jucăm cu ei, încercăm să avem posesie de jos, dar la meci eu nu pot să le spun când să dea în ea, cum să dea în ea. Ei trebuie să ia decizia cea mai bună. Când văd jucătorii că vin în presiune, la ce mai jos? Cu joci lung, nu o să ieși din presiune. Nu știu ce a vrut să facă, probabil a și sări mingea, a vrut să facă o preluare. Din păcate, pe urmă, l-a blocat foarte bine panțurul și am luat și gol. Care guri? Cătă, dacă vă băteam sau făceam egal, le-a dat că aveam noi nevoie. Niște prostii mai mari decât cei care le spun, sau la același nivel chiar. Și ar trebui să-și vadă de treaba lor, că sunt echipe mult mai mari ca ale noastre, ca Botoșanu, care nu au mai câștigat de vreo 25 de ani, 30, cu Steaua, cu FCSB-ul. Și nu mai zice nimeni nimic. Sau sunt echipe care n-au câștigat deloc împotriva FCSB-ul. Eu cel puțin, de când sunt antrenor, anul trecut, știi bine că v-am bătut de la voi, am luat bătaie acasă și am făcut două egaluri. Nu știu unde ne-am dat noi la o parte. Dar este treaba lor. Când stai degeaba, trebuie să-ți umpli timpul cu ceva și nu poți să te pui la nivelul lor că te bat din experiență. Ce urmează pentru? Urmează meciuri grele, un meciuri care nu jucăm acasă cu Craiova, cu Clinceniu. Este clar, obiectivul nostru este să adunăm puncte, să ne apropiem de locurile de mai sus. Mă refer locul 5, locul 4, dar în felul în care am arătat a doua repriză, cred că prezența noastră aici în play-off lasă mult de dorit. Asta este realitatea, n-am de ce să mă ascund. Ce-am spus, a doua repriză, dacă mutați poarta la jumătate, nici pe acolo nu o găseam. Pentru că n-am trecut jumătatea terenului. Vă spun ce vor alții să audă, n-am să o fac în viața mea. Okay, și eu vă mulțumesc.